Salutare tubi, eu sunt Cristi și astăzi o să deschidem 10 Augment Cash. Deoarece clipurile în care deschid cutii pe League of Legends au un succes destul de mare, am zis, hai să deschidem 10 cutii Augment Cash. Și de asemenea, dacă vă place acest episod și vreți să vezi mai multe episoade cu mine irosindu-mi banii în League of Legends, lăsați un like și poate o să mai fac. Oricum, de asemenea, pentru cei care vor League of Legends, pentru că mulți mi-au cerut să mai fac și League of Legends pe canal, aveți în descriere două linkuri. Unul este de la canalul de League of Legends, celălalt este de la ultimul clip postat pe acel canal, care a fost postat azi, pentru că am zis hai să mai postez și acolo și să vedem. Dacă vă plac clipurile cu League of Legends, lăsați acolo un like și vedem, o să mai postez oricum și pe canalul acela, deci lăsați un subscribe dacă vreți să vedeți acolo clipuri cu League of Legends. Acest clip este pus pe canalul ăsta ca să vă zic despre canalul ăla, pentru că oricum am mai făcut clipuri de genul, deci nu e picat așa de nicăieri episodul și hai să-i dăm bătaie. Am cumpărat 10 Augment Cash și hai să le deschidem. Ce îți dă Augment Cash? Îți dă două chestii cu loot, adică gen un skin shard și un champion shard, sau două skin shard sau două champion shard și două project corp. Cu project corp putem să deblocăm iconițele și respectiv chestiile alea, cum se numesc, nu vine acum, cred că chestiile alea de la skin, rama de la skin, cum ar veni când intri în joc. Bun, hai să-i dăm bătaie, să deschidem Augment Cash. Am deschis eu deja cutiile acelea de 750. Le avem aici și am deschis și o cutie din care mi-a picat Urf Kench, pe care probabil o să-l cumpăr pentru că în skin șmecher și o joc Tam Kench. Bun, hai să-i dăm bătaie. Primul chest. Hai cu Justiciar Syndra. Bă, nu e rău. Nu e bine, dar nu e rău. Măcar un skin shard, at least. Și Black Belt Udyr. Mamă, tocmai ce voiam să zic. Hai cu skinul acela pe Udyr. Bun, și două Project Core. Ok, și acum avem 7 și am putea să deblocăm o chestie din asta. Mă rog, imediat. Imediat. O să deblocăm pe cea la Echo pentru că și... Hextech Echo, cred că am skinul, nu sunt sigur. Pentru că am cumpărat și skinul pe Echo. Sandstone Cata... Du. Și două Project Core. Bun. Întrebarea mea e ce dracu fac după ce o să se termine toată nebunia asta și o să rămân cu Project Core. De fapt, nici nu contează, oricum. Nu cred că contează. Miss Fortune Mafia, mă rog. Mafia Miss Fortune. Și Koi Nami. Nici nu știu dacă am campionul Nami, dar e ok. Băi, măcar nu mi-a dat încă niciun champion shard, ceea ce e wow! Bun, hai te rog, dă-mi Udyr ăla, am uitat cum se numește, mă rog, skin-ul legendar pe Udyr. Pentakill Mordekaiser. Chestiile astea bănuiesc că nu-mi pot da gemstone, adică am 3 până să apuc să fac eu un skin din acelea făcute cu gemstone. Elderwood Bard. Nice! Băi, joc Bard. De ce? Ok. Și generalul Kong. Am schimb pe Kong. Și două Project Core. Poate o să dau puc să dau și reroll la ce... Augment Cash Fragment Zero. Ok. Ok, asta e interesant. Bun. 750. Bă, nu știu dacă o să apuc să mai dau eu reroll la ceva. Pentru că, o să dau asta poate. La alea 500 poate o să dau reroll. Uite, deci la ăsta, dacă l-am. Da, poate o să dau și un reroll. Dar în general nu prea mă tentează. Bun, hai. Lucian. Klein. Nu te cunosc. Încă un schimb pe Mordekaiser. Cred că aceste cutii încearcă să-mi spună ceva. Gemstone! Yes! Am 4! Woo! Mâncă 6 și pot să-mi iau și un skin pe Vayne. Nice! 4 gemstones.
Clar, până apuc eu să mai fac încă 6. Corsair Queen. Ah, poate le iau. Lunar... Oh, ăsta-l vreau, ăsta-l vreau, ăsta-l vreau, ăsta-l vreau, ăsta-l vreau, ăsta-l vreau. I want this, I want this, I want this, I want this. Bun, îl vreau pe ăsta, îl vreau pe ăsta. E 1350, perfect, îl vreau. Mamă, și avem o grămadă de skin-uri, deci avem de unde să luăm și din astea. De fapt, oricum, din ăsta o să scoatem o grămadă de esență, pentru că nu am skin-ul. Bun, hai, poate mai, poate mai pică un gemstone din ăsta. Hired Gun Lucian, l-am. Sonoran Kog'Maw, ce dracu-i skin-ul ăsta, nu l-am văzut, nu știam de existența lui. Ok. Bun, hai că o să mă uit după, chiar sunt curios de acela. L-am, dar e bun. Ce bine că l-am cumpărat, nu-i așa? Și nici nu pot să dau refund. Poate că trebuia întâi să fac opening-ul și după să-mi cumpăr skin-ul. Da, poate că era o idee bună. Vecent Aveigar. Dragon Fist Lissin, mamă ce bede să arată ăla. Nice. Hai să-ți tragi palme. Ce drăguț. Chiar că nu m-am gândit la faza aia. Hai să dăm un reroll. Ăsta. L-am cumpărat? A, nu, e activabil, ok. Ăsta și ăsta. Rageborn Mundo, capa. Un skin pe care nu o să-l folosesc niciodată, dar e ok. No, bun, atunci... Hai să vedem. Fuse. Echo for Strike, Icon, Summoner, Psycon. Drăguț. No, bă. Acum am și o iconiță cu Echo. Ce sunt astea? Ok. Nu știu de ce le-am pe astea, dar... Na, e o iconiță în plus. Chestiile astea, trei le fac în turnul singur. Bă, nu știu cum o să mai fac eu rest de augment cash, dar e ok. Ah. No, bun, bă, hai că încheiem aici acest episod. Moftică rău de tot chestia asta că mi-a picat, adică l-am cumpărat. Naibii. Deci chiar că era o idee mai bună să îl... să fac întâi opening-ul și după să-l cumpăr. Bine, dar ideea e că de fapt întâi am fost cea de genul... Eram la shop, nu aici. Eram la shop și am fost cea de genul... ce skin șmecher pe Echo, insta buy! Și după aia am fost cea gen... Hei, uite ce dracu e chestia asta, augment plus bundle, ha? Adică gen le-am cumpărat... Într-o ordine total stupidă. În fine, oricum. Hai să încheiem aici, cam asta ar fi tot pentru acest episod. Dacă vă place, lăsați un like și poate mai facem, cine știe, poate chiar cu augment cash din acesta, pentru că văd că e bunicel. Hai, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, cum am zis, lăsați un like și vedeți în descriere la canalul de League of Legends. Până data viitoare, eu am fost Cristi, o zi bună în continuare, bye bye!